Băi, asta este secolul nesimțirii. Ia gata că mie mi-ajunge, m-am săturat. Mă, vouă nu vă e rușine, mă? Cât o să mai țineți, mă, așa? Am înțeles, noi am fost generația de sacrificiu. Am copilării fără jucării și fără lumină, ca liliecii. Și am mâncat parizel doar duminica, ca să plătim datoria externă a țării. Cu copilăria noastră s-a plătit datoria externă a țării, să fie clar. Șata, mă, prostule! Și după ce am plătit datoria externă a țării, a venit revoluția. Și am făcut o datorie mai mare ca aia veche. Când aveam îndeliciunele și ne luam mereu iarna pe nepregătite. Și în loc să ne împrietenim cu nemții, care ne puneau la treabă, ne-am împrietenit cu turcii, mă, care ne-au învățat să facem vișniță. Și am cumpărat de la aia tot ce vreau ei să arunce. Și așa am petrecut eu 18 ani cu sucurile de la Tec. Mango, kiwi, că de atunci am zomat cu praf. Așa. Și după ce ne-am mai revenit și noi, ăștia care am scăpat cu zile, până la 30 de ani, așa, hop, și criza mondială. Și iar ne-a prins cu pantaloni în vine. Datorii la bănci, salarii mici, nenorocire. Acu ce criză mai e, Vasile, a? Nu mai e nicio criză. Mă, eu înțeleg că nu s-a schimbat în țara asta nimic până n-au murit toți elefanții. Highlanderii aia care și pe vremea aia și pe vremea asta s-au descurcat. N-au murit toți, dar nici bine nu le mai e. Mă, dar acum văd că ați apărut alții, mă. Modele mai noi și jigodii mai full option. Fără mamă, fără tată, ca tine, Vasile. Bă, voi sunteți mai răi ca aia, mă, că ea măcar se mai ferea. Și dacă cu aia n-am putut să facem nimic, că eram prea mici, cu voi ne luptăm, mă. Vă strângem de gât unul câte unul, vă strângem de gât, mă, cu furcile vă alergăm și cu topoarele, ca la 1907. Băi, nu mi-ai mătumie culoarea de la roșii, mă, nenorocitule, că te calc în picioare. Și nici albul de la Chiocel. Că Chiocelul alb e document național, mă, apare pe felicitarea de 8 martie. Tu ce-i desenai, mă, lumă ta, când erai mic pe felicitare? La Leoa Neagră?